Câteva mesaje pentru un așa zis fine tuning în ceea ce privește concilierea. Cu alte cuvinte, să reglăm acolo unde poate fi reglat. Din activitatea ultimilor ani am constatat că implicarea exclusivă cu prioritate a departamentelor juridice în soluționarea alternativă a litigiilor conduce la o abordare tipică a instanțelor de judecată. Recomandăm o implicare mai mare la nivelul departamentelor de soluționare alternativă a litigiilor, a responsabililor din departamentele reclamații, consumatori, risc și comercial. De aceea, contractele nu trebuie analizate în primul rând din perspectiva legalităților, pentru că nu este ceea ce contestă consumatorii. Contractele trebuie analizate din perspectiva capacității consumatorilor de a le duce mai departe, cu dorința ca prin reechilibrare să le fie îmbunătățită capacitatea de plată. În acest sens, recomandăm un accent în plus pe latura umană a cererii sau a dosarului analizat. Haideți să vorbim și despre mandatele pe care le au reprezentanții băncilor în conciliere. În primele 15 zile care trec de la depunerea cererii, timpul în care banca trebuie să dea un răspuns privind acceptarea sau respingerea intrării în conciliere, comerciantul poate strânge suficiente informații referitoare la solicitarea primită. Altfel spus, își poate da seama, cel puțin la nivel orientativ, care sunt limitele de negociere. Odată intrată în conciliere, banca trebuie să acorde reprezentanților săi mandate de negociere cu limite flexibile, în interiorul cărora să aibă putere de decizie. Premisa de la care banca trebuie să plece din momentul în care a acceptat intrarea în conciliere și a fost deschis un dosar, este aceea că dorește să răspundă pozitiv doleanțelor, nemulțumirilor și cerințelor consumatorului. De multe ori, reprezentanții băncilor care participă la negocieri așteaptă o aprobare de la nivelul unui factor de decizie superior, aceasta putând să vină chiar și peste o lună de la momentul negocierii. Acest fapt se traduce în timp pierdut în rezolvarea dosarului, iar acesta stagnează. În concluzie, negociatorii au nevoie de mandate flexibile și doar în cazul depășirii limitelor de negociere să fie necesară aprobarea concesiilor în cadrul unor foruri superioare de decizii.